slăviți să fie Domnul. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, vreau să citesc câteva versete din Evanghelia după Matei, capitolul 26, începem citirea cu versetul 36. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghetsiman și a zis ucenicilor: ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, a găsit dormind și a zis lui Petru: ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu credeți în ispită. Duhul adevăr se prinde râmnă, dar carne e putincioasă. S-a depărtat la două oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îndreunaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Spunați-vă, haideți să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Amin. Vă rugăm eu cu vas locurile. Pentru că este o seară de rugăciune, am ales un cuvânt în care vreau să vorbesc mai puțin. Și să mă motivez de ce. Spuneam fraților de lângă mine că noi ne-am trezit dimineața la ora 4, am călătorit cu avionul, am călătorit cu mașina, n-am avut un timp ca să ne revenim, să ne odihnim și probabil starea asta mă face pe mine să nu vorbim. Datorită faptului că noi suntem o poziție, m-am uitat la frață în dreapta și în stânga și ne-a spus amândora: mi se pare că adunarea asta e obosită. Mi se pare că adunarea asta nu participă la predică, la învățătură. Acum, oare suntem noi vinovați sau suntem dumneavoastră vinovați? Sau suntem obosiți toți? Dar dacă suntem obosiți toți, predicăm scurt și mergem acasă. Și poate Domnul ne va îngădui ca mâine seară să fim mai odihniți și unii și alții. Vă recomand mâine, trageți un somn de amiază care poate, ca să venim mai odihniți la adunare. Dragii mei, m-am dus cu gândul, pentru că suntem la rugăciune, și m-am gândit la rugăciunea Domnului Iisus. Împreună Mântuitorul cu ucenici a pusese o zi foarte grea. Poate mai obositoare ca a noastră. Au stat mult de vorbă. Au prăzduit Paștele. Au avut loc spălarea picioarelor. Au avut loc toată ziua multă, multă învățătură, multe evenimente. Și acum s-o făcut seara. Poate era ora asta. Poate era mai târziu decât ora asta. Afară era întuneric. Biblia spune că în Ioan 13, când a ieșit Iuda afară să facă ce avea de gând să facă, spune că afară era noaptea. Și în întunericul nostru vedem pe Mântuitorul și cu ucenicii ajuns într-un loc îngrădit, cunoscut de ei, cunoscut de alții, cunoscut și de vrăjmași. Poate locul acesta e o biserică acum, un loc în care știu că aici e important, dacă vrei să te rogi, dacă vrei să te întâlnești cu frații de acolo, du-te, îi găsești de acolo. Știa și Iuda, știau și mare preot, călăuziți de Iuda unde era locul acesta îngrădit. Și au rămas ucenicii probabil undeva la poartă, la poartă grădinii, iar Domnul cu trei dintre ei, Petru, Iacob și Ioan, au înaintat în grădină. Starea lor era diferită. Toți erau obosiți, mai obosiți decât suntem voi în seara asta.
toți erau mai obosiți. Și pe lângă oboseala aceasta, Domnul Iisus Hristos era și foarte întristat. Dragii mei, o venit în nume Fiului Dumnezeu ca să aducă mântuire. A copilărit așa cu peripețiile care le-a avut. A încercat din nou să o poate plunge din jurul Betleemului. O fugit Hristos unde părinții săi în Egipt. O locuit o vreme în Egipt. O venit și-o stat în Nazaret. Și-o consumat copilăria. Și-o consumat acolo adolescența. O trăit până la 30 de ani. Și la 30 de ani, Mântuitorul a intrat în lucrare. Și în lucrarea aceasta a propovăduit Evanghelia. A vindecat bolnavi. A făcut multe minuni. A avut acele confruntări cu teologii vremii de atunci. Și n-a fost ușor lucrul acesta. De unde a fost adunat? De unde a fost iubit? De unde a fost admirat? De alții respins? De alții urât? Până acolo că s-au sfătuit să mă moare. Dar seara asta este o seară deosebită. Seara de care vorbesc eu este o seară specială. Parcă a început să se precipite planurile lui Dumnezeu. A început Dumnezeu să grăbească planul său. Era noaptea aceasta. Și noaptea aceasta, pentru Mântuitorul, aveau să se întâmple două evenimente foarte grele. Urma Gabata și urma Golgota. Dragii mei, învățătura care o am eu în seara aceasta despre Ghetismana. Ar vrea să trădesc Ghetismanul nu ca un început al durerii, ci aș vrea să tratez Ghetismaniu și rugăciunea ca o șansă oferită și ucenicilor și Mântuitorului înainte de Gabata și de Golgota. Ghetismaniu este un timp care să se dă fie înainte de punctul culminant al durerii. Fiecare de noi în viață, o cântare veche spunea, ca să fii învingător, îți trebuie luptă, ca să ajungi sus în cerul minunat. Neîncercat, n-ai să ajungi niciodată, că și Iisus a fost încercat. Fiecare altă dată au predicat despre ceasul încercării. Și a spus că dincolo de ceasul încercării care să vină peste întreaga lume, fiecare de noi are ceasul încercării. Unii poate ați trecut prin el și știți cum e ceasul încercării. Care n-ați trecut, o să treceți de acum. Fiecare are Gabata lui. Fiecare are Golgota lui. Fiecare are crucea lui care trebuie să o suie. Fiecare are jertfa lui care trebuie să o dea înaintea lui Dumnezeu. Crucea ta și Golgota poate să însemne o operație de cancer. Crucea ta poate să însemne un examen greu. Crucea ta poate să însemne atâtea lucruri care le întâlnești aici în America. Dar înainte de a ajunge la Golgota, Gabata înseamnă o judecată nedreaptă. Poți să te judece frață, poți să te judece soțul, poate să te judece nevasta, poți să te judece părinții, poți să te judece nedre legile statului american. Că dreptatea nu-i pe pământ, dreptatea e numai la Dumnezeu. Și poate Gabata aceasta să fie o judecată nedreaptă. Înainte de Gabata și înainte de Golgota, Dumnezeu îți oferă șansa unui Ghetisman. Șansa să stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și eu cred că biruința Mântuitorului a început de aici, din grădină. Ne uităm pe de-o parte la starea spirituală a Domnului, stării care nu ne știți nouă străine. Domnul era îndurerat, Domnul era foarte întristat, în Ioan spune că s-a tulburat, în Marcu spune că s-a înspăimântat și toate lucrurile acestea le-am încercat și noi de atâtea ori în viață. Nu știu care din dumneavoastră a ajuns să fie operat vreodată. Nu știu care din dumneavoastră a avut un membru de familie accidentat să stea undeva într-o sală de așteptare și să aștepte un verdict de la urgență de la spital. Eu am avut ocazia să merg și cu familie, și cu prieteni, și cu frați. Nu de mult un frate de la adunare care a pus o problemă
L-am chemat numai să facă ceva la o instalație electrică. Neatent, o atins firul de acolo, o căzut în cap, o căzut în comă, am sunat la 112, o venit poliția, o venit salvarea, atâta treabă aveam azi, i-am luat pe nevasta lui, soția lui, de acasă, l-am dus la spital și acolo am stat până seara, am terminat cu treaba. Fratele ăsta mai avusese o dată problemă. S-a electrocutat odată fiind electrician, o stat 21 de zile în comă. 21 de zile nu știu nimic de el. 2 săptămâni la rând, la mâna mea, s-a stat în poșă rugăciune, de dimineață până seara, pentru familia aceasta. Am postit 1 săptămână, copiii veneau la adunare, de la adunare duceau la școală, veneau cu gențele mână, de la școală veneau cu geanta până seara la adunare. Adunarea era plină ca duminica. Am renunțat mult și la lucru și la câmp, 1 săptămână întreagă. Și după 1 săptămână l-am dat la frate Samuel. Frate Samuel, ce faci cu el? Măi, tot ușor revenit. Și s-a plecat un frate din adunare și a spus, hai să mai postim 1 săptămână. Ei bine, și-a mai postit încă 1 săptămână. După 2 săptămâni s-a ridicat tata lui Viorel și a spus, băiatul meu, e tot în comă. Dar eu vreau să vă mulțumesc că m-ați ajutat în rugăciune. Dacă ar fi să vă plătesc, cu ce să vă plătesc cu la fiecare? Așa de mult, sute de oameni stăteau în adunare. Dar Dumnezeu spunea el să vă răsplătească. Dar înainte de Golgota și înainte de Gabata, spuneam, ni se oferă șansa unui dintre smani. Poate e șansa în seara asta. Ai venit la rugăciune, te uiți la ceas, că-ți gata predica, îndată o terminăm și plecăm acasă. Și spunea Domnul Iisus Hristos, veți dori una din zilele Fiului Omului și nu veți întâlni. Poate vei vrea mâine seara să vină adunare, să te rogi Domnul și nu vei mai avea șansa aceea. De aceea, haidea în rugăciunea de încheiere, probabil care va urma, să luăm un model de la Domnul Iisus Hristos. Știți, ucenicii aveau starea lor, greutatea, durerea. O venit vremea ca să împlinească partea cea mai grea din planul de mântuire. O găsit Domnul Evanghelie, au avut conturile sale cu farisei și cărturari. Dar acum era punctul cel mai înalt, culminant. Acum Hristos trebuia să fie ocărât, să fie bajocorit, să fie judecat pe drept. Când am fost în Ierusalim, am vizitat multe locuri. Unele probabile, altele date ca sigur. Dar ghidul i-a coborât undeva jos pe mai multe scări și a spus că locul ăsta este autentic 100%. Locul ăsta se numește Gabata. În locul ăsta a fost judecat Hristos Domnul. Credeți, m-am călcat cu așa spială. Pe niște lespezi grele, niște lespezi groase de piatră, cum era pardosit. Gabata înseamnă loc pardosit cu pietre, care se rămasă din vremea romanului de 2000 de ani, era acolo gaură undeva rotundă și a spus, aici era stâlpul din familie, aici era legat Hristos și bătut, stâlpul nu mai era 2000 de ani. Credeți-mă că așa de cu sfiar am călcat de acolo. Mă uitam așa în jur, zic că aici a fost propită cu sânge. Aici a fost sânge de Dumnezeu, aruncat pe pietrele aceea. Aici a fost o judecată de dreaptă. Aici a fost o condamnare la moarte. Aici a fost împlinit planul lui Dumnezeu. De aici a început iertarea mea și mântuirea mea și reabilitarea ta ca să fii Fiul de Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Înaintea Golgotei, înaintea Gabatei, există un Ghetisman. Și m-a uitat la Domnul Iisus Hristos și la felul în care El s-a rugat. Și câteva gânduri scurte despre rugăciunea Domnului. În primul rând, spunea în versetul 41, Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Ați venit la adunare, ați auzit că sunt un safir, voi ați venit după lucru. Unii joferi pe troc, alții construcții, alții îngrijesc cu bătrâni, alții alte probleme. Ei, ați venit la adunare, că vi Duhul plin de râvnă, dar carnea e neputincioasă. Nu o spun eu, o spune Domnul. Și eu de multe ori am văzut asta când m-am dus la adunare cu un mare avânt, o să vină frate, o să vină frumos. Și la jumătate programul mi-era și mie așa de greu, că
prin calmea neputincioasă. Dar uitați-vă dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos nu s-a comportat ca și cum carnea ar fi neputincioasă. Deci primul gând care l-am din atitudinea Domnului a fost că El a mers așa de mult până a învins oboseala trupească. Așa m-a rugat Domnul să ne dea și nouă puterea asta. Știți, carne neputincioasă. Și pentru că e carne neputincioasă, duminică dimineața se va acasă. Pentru că e carne neputincioasă, întârziem de fiecare dată adunare. Frate, toată săptămâna am lucrat, duminică dimineața, așa din greu mă trezesc cu din adunare, că Domnul scrie, păi carne neputincioasă. O, oh, Duhul mi-e plin de râmne. Dar cum de numai nouă e carnea neputincioasă? Cum de numai Petru, Iacob și Ioan au adormit acolo să măsurim? Și Hristos de ce n-a adormit? N-avea și el carne? Avea, era fiul omului. N-a avut același program ca și ucenicii. Ba da, poate era mai stresat, vorba noastră acum, decât erau ucenicii. Dar Domnul a învins oboseala lui trupească în dorința de a sta înaintea lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul și pe noi. Amin? Cât de eroi tu? Când ne apucă pe noi că scapă în rugăciune? Când vrem noi să se termine rugăciunea, nu cumva avem doar carne neputincioasă, dar nu avem și Duhul plin de râmnă? Odată la noi o soră mărturisea, spunea, frate, am fost bolnavă de cancer. M-a trimis doctorul acasă, am o casă de copii și nu mă mai putea salva nimeni. Și ce-i făcut soră? M-am plecat pe genunchi și m-am rugat 12 ore. Pentru mine, când am auzit, te-ai uitat cu mine la ceas, frate, dar ce să mă rădim pe genunchi? Ca să mor? Domnul n-au ce face, bani nu mai am, bărbatul mă poate ajuta, copiii plâng degeaba, născut Doamne, dacă tot mă iei acasă, să mă iei pe genunchi. Și spune, frate, asta 12 ore pe genunchi. După 12 ore m-a cercetat o puterea Domnului, m-a vindecat Dumnezeu și sunt vindecat și sunt vindecat. Nu vă spun să vă rugați 12 ore. Vă spun mai zăbăviți câteva minute în casă de rugăciune. Nu știi, părinte, mai ai prilejul. Odată era o soră, o fost bolnavă din Botoșani și vindecată de Domnul de leucemie. Tatăl ei este acum în America, m-am întâlnit cu el, îl cheamă Ducă. Fratele Octavian îl cunoaște foarte bine. Și după ce Domnul a vindecat sora asta, care avea atunci doi copii, ea s-a îmbolnăvit și a început să aibă apă. Ba la ficat, ba la plămâni, nu știu doctorul de unde face apă. Și-a trimis la spitalul din Cluj și doctorul s-a venit și a spus, într-o zi vom lua biopsii, vom lua probe din plămâni, din inimă și de unde faci tu apă acolo? Și iată suna pe frate Jean Axim de tata Roctav, un om al lui Dumnezeu cu dare de vindecare și proroc și prezbiter vechi, undeva Domnul Doamnă acasă, și ea, el îi spune, măi, să nu-l lași soției de acolo, că nu-i bine. A spus Domnul să nu-l lași. Dar ce să fac, frate, dacă vine și îmi ia? Eu sunt plină de apă, îmi scoate apă și altă apă, îi izbor de apă în mine. Eu ce să fac? Măi, când vine dimineața aceea soției, să-mi dai mie un telefon. Și într-o dimineață spunea, o sunat, frate Jean, m-a anunțat doctorul că îndată vine să-i ia biopsii. Și îmi spunea mie, frate Jean, frate Dragoș, m-am întâlnit cu fața la pământ și m-am rugat două ceasuri. Am stat culcat jos două ceasuri și am strigat către Dumnezeu, spunea el, rar am avut așa cuvinte de rugăciune, așa autoritate prin Duhul Sfânt. Și după două ceasuri m-am prezit în spitalul din Cluj într-un salon. Am văzut pe sora aceea în pat, un doctor mai înalt, unul mai mic și cresc, cu aparate albi, cu dosare în mână, tot vorbeau între dânsă. Și până la urmă, unul îi spune acela, măi, deci noi mai luăm biopsii. Și el s-a terminat răbirea asta care a avut-o și imediat sună de la Cluj. Frate Jean, a venit doctorul la mine și a spus că nu mai e biopsii. Și el îi spune că el era la 80 de ani. Știu tu, eu am fost acolo, am văzut. Cum ai fost acolo? Dar era un doctor mai larg și mai mic, crez așa, cu dosare. Da, frate, dar unde era? Am fost acolo. Și m-a rugat Domnul ca să nu-ți ia voie să iei. Și Domnul mi-a ascultat rugăciunea. Și acum
ce spui, frate? Spun că vii acasă și ai spui sănătoasă. O venit acasă și ești sănătoasă. Nu te chemi să te rogi două ori în seara asta. Nici 12 ceasuri ca femeia aceea de la noi. Dar te rog să te rogi cu credință. Măcar 2 minute, măcar 5 minute. Și să știi că este șansa care ți-o dat-o Domnul înainte de Golgota ta. Doamne, dă-mi înțelepciune în credința aceasta. Trimite chiar mă deranjată câteodată comoditatea noastră. Odată eram într-o biserică și un prezbiter era acuzat că nu prea vine duminică după amiază la adunare. Eu m-am ocupat de biserica aceea, m-a chemat frate să-i ajut. Și m-a spus, măi frate Petrică, uite frate, spun că nu prea vine adunare. Frate Laur, tu știi cât am eu de acasă până la adunare? Am 4 km. Și nu mi-e tare ușor să vin la adunare. Duminică dimineața să spui că eu vin, nu mi se. Duminică după amiază e greu, 4 km. Am eu o daci camere, când pornește, când nu pornește. Dar nu pot să vin cum vreau, frate. Și nu știu de ce mă întreb, am zis, frate, mă dar e aici la fabrică de Cherestea, era undeva la munte. Și eu spune, da, și cât ai lucrat? 25 de ani a lucrat, măi, frate. Spune-mi, te rog, cât de absență ai făcut, mă dar la serviciu? Măi, m-a ajutat Dumnezeu, n-am lipsit niciodată. De acum aș judeca voi. Până la mare, mult 4 km. Nu pot veni fiecare duminică. Dar 25 de ani nu am nicio absență. Frații mei, eu 34 de ani am lucrat mecanic locomotivă. Știi ce înseamnă asta? Să ai geanta pregătită cu cărțile, cu spurge și cu mâncarea și când îmi primești telefonul, se duce la lucru. La ora 1 noapte, la ora 3 dimineața, la ora 5, așa m-a chemat la serviciu. Ieșeam de serviciu la 12 noapte, la 2 dimineața, veneam și mă culcam. Și n-am făcut nicio absență în 34 de ani. Dar lipsând în adunare, pentru că e carne neputincioasă. Adormim în seara asta la adunare, pândind ceasul și căscând, mi se pare lung predicatorul, mai mult decât ar trebui, că e carne neputincioasă. Dar nu ți-e carne neputincioasă sau ai două geamuri, cum le spuneți voi. Am un văr plecat în America. Uite, ea e verișoară, el e păstor, plecat dintr-o țară din diaspora, plecat aici în America. Și nu l-am văzut de ani de zile și am cu 2 ani când am fost și pe la voi, am fost și la el. Și am spus, frate, însă la tine în sac, în America, da, ai venit aici, hai vină de seară la adunare să ne întâlnim. Frate Dragoș, nu pot, că eu sunt de servici în noapte, în seara asta. Măi, dar spune la soția ta, la vară, că vreau să... Dar el lucrează cu mine, amândoi suntem de zile, n-are nimica. Deci noi în seara asta avem o noapte de veche, mâini dimineață ne întâlnim, că mâini eu plec de aici. Și că frate Dragoș, eu lucrez în noaptea asta până la 2 noaptea. Așa mi se mici. Și dimineața la 5 merg în altă parte cu nevasta, că eu am 2 geamuri. Și am spus, măi, băieți, și ce mai curge la 2 până la 5? Dar mi se face avere și să vii când sac cu o mașină mai bună ca a mea. De ce mai dorm de la 2 până la 5? A, o să-ți aprile acea și de la 2 până la 5 și nu încerc să continuă. La adunare nu o putea veni, că mi-e carnea neputincioasă. Îmi sunt eu obosit, fraților. Știi cât am lucrat eu azi și adormim aici la adunare. Dar tu, ora plinde lumină, unde este? Domnul să ne-l dea în seara asta, amin? Al doilea gând care l-am legat de rugăciunea Domnului Iisus este de Domnul s-a rugat până când a reușit să se așeze sub voia lui Dumnezeu. Că de fapt rugăciunea nu e o poruncă. Rugăciunea noastră nu îi impune ceva lui Dumnezeu. În rugăciunea aceasta cel mai mare rezultat știi care este să te așezi sub voia lui Dumnezeu. Să uita Hristos la paharul acesta, scurcăciuni, toate patimile mele, toate păcatele mele și a voastre, erau în paharul acela. Toate bolile mele și a voastre erau acolo. Și să uita Sfântul Dumnezeu și-o plătitat de capăt gustată, dacă cu putință îndepart de paharul acesta, e prea mare pentru mine. Și pe când se ruga așa, îi vine gândul ăla bun. Să mai roagă o dată, să mai roagă o dată, să mai roagă o dată. Și la urmă spune, tată, nu cum voiesc eu,
ci cum voi ești. Știi, până când să ne rugăm, până acceptăm voia lui Dumnezeu în viața noastră. Prea Matei 11:28, veniți la mine cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o tigră sufletelor voastre. Am predicat altă dată despre o tigră. Ca să căpătăm o tigră, că Domnul spune, veniți. E ca și cum era lăsat pe loc și eu mă duc la el de o tigră. Și trebuie să fac mai mulți pași. Primul pas este care? Luați jugul meu asupra voastră. Că jugul meu e bun și sarcina e ușoară. Ce înseamnă jug? Jug înseamnă autoritate. Românii au fost un jug turcesc. Voi n-ați făcut istoria României, nu? O face pe America. Ei, dar vă spun eu, sute de ani românii au fost subjugați. Când la poloni, când la tătari, când la turci. Jug înseamnă autoritatea cuiva. Jug înseamnă voia cuiva. Dragii mei, noi ne rugăm în seara asta și când? Până când acceptăm voia lui Dumnezeu. De atunci încolo e ușor. După ce Hristos a acceptat voia lui Dumnezeu, s-a liniștit. Nu s-a mai zbătut, nu s-a mai frământat, Tată, nu cum voiesc eu. Facă-se după cum voiești tu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Sunt planurile lui Dumnezeu pe care prin rugăciune Domnul le poate îndepărta sau amâna pentru o vreme. Dar sunt hotărârea lui Dumnezeu, oricât ne-a rugat noi, Domnul nu ne schimbă. Eram de multe ori, odată eram în Spania, am făcut în optat la o soră bolnavă, o soră de al Oprești, în satul mare, familia Oprești, o chema Lidia, o femeie frumoasă, plină de viață, dar o ajuns la spital. O durea ceva. Căsătorită, o fată de 2 ani și o fată de 6 luni. Și am vorbit cu dânsa, ca de bucuroasă, și ea spunea, azi vine bărbatul și mi-a duce fetiță și plec acasă, Domnul mi-a spus că dă pe mine. Și când coboram scările, Octavian îmi spune, în 2 săptămâni femeia este îngropată. Mă, și de ce mi-a spus? Cum să-i spun? N-ai văzut cât optimism? Și Dumnezeu nu schimbă hotărârea. După 2 săptămâni, mi s-a spus că sora Lidia a fost îngropată, a murit și a îngropat. Știți dumneavoastră, noi ne rugăm, dar sunt hotărâri pe care Dumnezeu nu le schimbă. În casa fratelui Pascal am fost chemat să ne rugăm pentru o nepoțică de-a lui mică, frumoasă, cu minte, dar bolnavă acum. Și spunea fratele, am avut o vedere de la Domnul. O bornă kilometrică care nu se mută, hotărârea lui Dumnezeu. Nu pot să-i spun la părinți. O chema pe bunicul care e păstor și îi spune Nero, fetiță o cheamă Domnul acasă. Și-o chemat-o acasă. În Pieruge eram un frate cu 6 copii, el în Dorohoi, ea de limba mică, îl dorea un pic capul. Și biserica o fost lucrări. Dar poporul se unește, eu Domnul vine și cei de frunte se unească. Și-mi spune frate, omul ăsta moare. Băi, nu spune nimic. Spune la 2-3 și o chema presbite. Măi, noi ne rugăm. Nu descurajăm pe nimeni. Dar hotărârea asta lui Dumnezeu nu se schimbă. Omul ăsta moare. Deși are numai 4 de 6 de ani. Vreau să vă spun, omul a murit și a fost îngropat. Dar știți care? Atunci de ce să ne mai rugăm? De ce să ne mai rugăm dacă Dumnezeu nu ne ascultă? Nu. Sunt cazuri în care Dumnezeu ne ascultă. Sunt cazuri în care Dumnezeu amână un plan cu mâncă câțiva ani. Omit Isaia. Isaia era proroc bun, frate. Isaia era proroc bun. Și tot un împărat îl put pune casa în rânduială, vei muri și n-ai să mai trăiești. Era de la Domnul lucrarea? Greșeau al Isaia lucrare? Nu. Și împăratul s-a întorșul până Doamne, adu-ți aminte. Și Dumnezeu a amânat. Tot a murit împăratul. Răspundul ne spune că încă 15 ani de zile îi voi lungi firul vieții. Pentru că aminte un frate era bolnav și în noaptea de Revelion, cum spun oamenii, în noaptea de 31 decembrie, s-a rugat frate pentru el. Și a ieșit un cuvânt așa, el era foarte bolnav. Nu se putea ridica de pat. Și a ieșit un cuvânt, voi lucra cu tine cum am lucrat cu Ezechia. Amin. Omul ăsta în ce s-a făcut bine, s-a făcut bine și după 15 ani, în noaptea de anul nou, Domnul a chemat acasă. Mulți au uitat prorocia, dar când exact au murit, au spus copiii, băi, o fost lucrare exact ca și cu Ezechia. Exact 15 ani la secundă.
Dumnezeu poate să amâne un plan, Domnul poate să acorde o îndurare. Ce este important în rugăciune să ne așezăm sub voia de Dumnezeu? Păi Dumnezeu primi la casa mea, la serviciul meu, la școala mea, la familia mea, la căsătoria mea, să spun, Doamne, nu cum voiesc eu, cum voiesc Tu. Și în momentul ăsta să te liniști. Doamne, ajută-ne la aceasta. Al treilea gând legat de rugăciunea Domnului Iisus. Domnul s-a rugat până a primit confirmarea că rugăciunea e ascultată. Păi sunt Tatăl nostru repede, sau îngerul de la meu și plecăm acasă. Domnul s-a rugat o dată, s-a rugat de două ori, s-a rugat de trei ori și spune Biblia că la un moment dat a venit un înger din cer și l-a întărit. Știi ce înseamnă să te rogi până ai încredințarea că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea? Eu vreau să mă întreb la rugăciunile care le-ați făcut. Sunteți siguri că Dumnezeu v-a ascultat? Sigur? De unde ai siguranța asta? A, Psalmul 65, da, tu asculti rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Care-i confirmarea? Ai avut de la Duhul Sfânt o cercetare, o credință de aceea de care s-o vorbim mai înainte. Domnul se ne dea brațul. Ei bine, mă gândeam la Iacob. După ce a trecut bratul lui Iacobul, într-o seară ajunge în câmpie în Mahanaim și se luptă acolo cu un om până dimineața. Și când se revărsau zorii, spunea omul acela lui Iacob, vreau să plec, dă-mi drumul, pentru că se revărsă zorii. Știi ce a spus Iacob? Nu te lăs să pleci până nu mă binecuvintez. Să nu lăsăm pe Domnul să pleci în seara asta din adunare, până nu aveți siguranță că nu ascultat și că nu binecuvântat. Amin? Fugi Petru și Ioan dimineață, în Ioan 20, la mormânt, să vadă pe Domnul în viață. Se bagă capul mormânt și nu-i vede șterdarul, vede mormântul gol și spune Biblia și-o plecat acasă. Dar următorul verset spune, dar Maria stătea afară și plângea. Știi ce l-a văzut primul pe Domnul în viață? Maria, de ce? O stat acolo. Maria, de ce? O plâns. Maria, de ce? Că o îmbrățișa picioarele și a spus Domnul, nu mă ține femeie. Pentru că nu m-a spus la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Du-te să spune ucenicilor că am înviat și că sunt viu. Știți de ce l-a fost așa? Avea o dorință extraordinară ca să-l facă. E nu a plecat acasă. E nu o familie, nu au avut treabă, nu au avut alte lucruri. E o vrut acolo să stea până îl vede pe Domnul. Să le dea Domnul și nouă dorința asta. Amin? Să stăm în rugăciune până îl vedem pe Domnul. Amin? Ei bine, după rugăciunea asta, calea acelor bărbați se desparte. Domnul trece biruitor prin cruce și ucenicii se leapă de toți. Pentru că ei nu s-au rugat, ei în vremea rugăciunii dormeau, că era somn, că era într-un stat, că era într-un fel sau altul. Cel care s-a rugat, o ajuns la biruință. Cei care nu s-au rugat, o ajuns să se lepide și fiecare pe rând o avut eșecul lor. Doresc ca Dumnezeu în vremea asta de pregătire să ne dea un Duh de rugăciune. Amin? Ghetismani l-a numit eu șansa unui eveniment anunțat. A unui eveniment mare anunțat. Și închei să vă spun că mai este un eveniment. Un eveniment la fel de mare. Îi anunțat și trebuie să întâmple. Știi la ce mă refer? La revenirea Domnului. Mai credeți în asta? Îl mai așteptați pe Domnul? Știți că ne trebuie o pregătire pentru asta? Știți că trebuie să ne lucrăm, să ne umplem candela, să fim plini de Duhul Sfânt, să fim fecioare înțelepte ca să-L așteptăm pe Domnul? Ei bine, ucenicii n-au crezut, sau dacă au crezut, au stat nepăsători. Cum stai tu în fața acestui mare eveniment? S-ar putea Domnul zilele care vin, s-ar putea la noapte, s-ar putea mâine, s-ar putea tu să mori și pentru tine să fie sfârșitul. Cum stai cu pregătirea în fața acestui eveniment? Lucrul ăsta se va întâmpla. În Ghetismar a început Domnul bătălia. În Ghetismar a avut loc înălțare. Și în Ghetismar, spune Zaharia, va fi revenirea Domnului. E important Ghetismar.
E important adunarea. E important locul îngrădit. E importantă rugăciunea. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Amin.